Ingrediente: blat pentru 4 porții, 500 g făină, o linguriță sare, 7 g drojdie, 325 ml de apă călduță. Ingrediente de pus pe blat. Topping: pastă de roșii, ulei de măsline, ciuperci și boabe de porumb fierte, măsline, ardei gras, parmezan, mozzarella proaspătă, ardei iute opțional, busuioc, mazăre verde și oregano. Mod de preparare: se amestecă ingredientele pentru blat, se lasă la crescut, apoi se așează în tava tapetată. Deasupra se pun ingredientele de topping în ordinea de mai sus și se dă la cuptor până se rumenește. Poftă bună!